Reconstrucția capilară prin transplant de păr se recomandă persoanelor afectate de căderea părului, diagnosticate cu alopecia androgenetică sau celor care se confruntă cu diminuarea densității la nivelul scalpului, sprâncenelor sau altor zone faciale. Procedura se efectuează sub anestezie locală, constă în extracția de unități foliculare denumite medical micrografe. Acestea au dimensiuni variabile cuprinse între 0,6 și 1 mm, pot cuprinde între 1 și 5 fire de păr. Sunt dependente de calitatea și grosimea firului de păr și densitatea la nivelul zonei donoare a pacientului. Acestea, în urma extracției, sunt conservate într-o soluție nutritivă cu rolul de a menține viabilitatea acestora. Pe parcursul extracției, în momentul în care se atinge numărul necesar reconstrucției, se vor implanta cu instrumente special concepute pentru a minimiza riscul de traumatizare a rădăcinii firului de păr. Instrumentele sunt de tip joint implanter și acestea ne ajută să obținem niște rezultate naturale prin imitarea direcțiilor naturale de creștere a părului la nivelul zonei ce necesită completare. Rezultatele în urma implantului sunt permanente, sunt naturale și se observă la aproximativ 6-8 luni după efectuarea transplantului. În mod normal, pe parcursul recuperării, ne putem aștepta și la căderea părului în primele 3-4 săptămâni post-implant, reluând creșterea la aproximativ 3-4 luni. De aceea este important să avem răbdare să obținem rezultatele pe care le-am stabilit în urma consultului.